Hai să pornim, internetul grăiește și începem cu o noutate care face parte dintr-un arc de, de știri, cred că e deja a treia săptămână când vorbim despre asta. Uh, și astăzi vorbim pentru că s-au petrecut funeralile opozantului rus Alexei Navalny. Da, noi tot stăteam în discuții și ziceam, băi, gata, omul a fost mormântat, de ce să continuăm? Uh, după care am ajuns la concluzia că probabil asta și-ar fi dorit unii. Înmormântat fiind, memoria omului să rămână pe o cruce într-un cimitir și emoțiile să înceapă ușor, ușor a se atenua și a se stinge. Eu cred că este datoria noastră a tuturor să ne întoarcem la momente pe care poate unii dintre voi le-au ratat sau să ne uităm încă o dată la aceste momente ca să înțelegem cât de mare este oroarea în care se află acum un stat care reprezintă un pericol și pentru securitatea și pacea țării noastre. Un stat care este condus de niște monștri, de criminali, de teroriști și care se profită de fotoliile și de puterea lor ca să își păstreze această putere, dar în continuare îi ucid și îi întemnițează pe toți cei care sunt pe cealaltă parte a baricadei. Săptămâna trecută, vineri, dacă vă amintiți, când noi ne-am întâlnit, discutam despre faptul că autoritățile refuză să elibereze corpul lui Alexei Navalny, mamei sale. Motivele erau diverse, precum că încă n-a fost făcută expertiza, că asta va dura, că mai bine începeau să fie făcute și presiuni asupra mamei lui Alexei Navalny, aceasta chiar ieșise cu un video în care a dat detalii despre cum este Amenințată că dacă nu va renunța la o, o ceremonie publică. publică, corpul fiului său va fi înmormântat în taină undeva într-un colț de cimitir. Vă dăm toate aceste detalii ca să înțelegeți cât de întunecată e pădurea din capul acelor oameni. Ca să încheiem emisiunea de vineri, cu același moment, autoritățile refuză a noua zi la rând să transmită părinților lui Alexei Navalny corpul acestuia. Pentru ca sâmbătă, în primele ore ale dimineții, Iulia Navalny, soția lui Alexei, să iasă public un video în care să abordeze un subiect foarte interesant. Credința. Peste tot afișată, peste tot lăudată și valorile cu care foarte tare se mândrește un monstru și care de fapt sunt combătute de realitate. Айса Урмариман куда-то, а сейчас мессаж, тупо меня унул Епик. Это приказы. Нет, не отдавайте, давите, давите на мать, сломайте ее. Скажите ей, что труп ее сына разлагается. Либо они похоронят Навального на моих условиях в дальнем углу неизвестного кладбища. Тайно, тихо, чтоб никто, ни один человек не мог с ним проститься. Либо я его вообще не отдам. Вот какие условия выдвигает Путин. Тот самый Путин, который любит показывать, что он верующий христианин. На Рождество он фотографируется в церкви со свечкой. Стоит один в храме. С проникновенным видом смотрит в пустоту, а журналисты его снимают. Или на крещение. Он в роскошной бежевой дубленке и валенках. Подходит к проруби в форме креста, а потом окунается в нее. И снова камеры снимают, как истово он чтит Бога. Путин делает вид, что он очень религиозный человек. Он целует иконы, прикладывается к мощам Николая Чудотворца. Он регулярно приезжает на Валаам, где причащается и исповедуется в монастыре. Да что там, он в дворцах своих строит личные церкви, чтобы быть поближе к Богу. Путин такой ревностный христианин, что он в конституцию нашей страны вписал, что предки передали нам веру в Бога. Только невозможно привести людей к вере, если просто написать это в законе. Это можно сделать только если ты сам поступаешь по-христиански. că uh, mesajul puteți urmări în continuare pe YouTube în cazul în care nu l-ați prins. Uh, el merită să fie văzut până la capăt pentru că la un moment dat soția lui Navalny face legătura dintre uh, tot acest teatru al absurdului pe care l-au uh, manifestat autoritățile din Rusia, nevrând să cedeze un cadavru, autorități care se irijează în evlavioș și își construiesc biserici prin case, comparând ceea ce fac autoritățile din Rusia cu o adevărată manifestare de demonism. Nu se știe dacă acest mesaj a avut impact sau poate alte circunstanțe, dar nu spre Am mai seara... menționat și multitudine, zeci de vedete care s-au apucat să facă video cu mesaj similar în care sunt demne autoritățile să cedeze, să, cedeze, să transmită corpul neînsuflețit al navalnei familiei lui. Dar spre seara, aceleași zile de sâmbătă, sâmbăta trecută, Secretarul de presă al lui Alexei Navalny, Chira Iarmuș, a anunțat că totuși corpul acestuia a fost transmis familiei. De asemenea, imediat în câteva zile, mai exact în patru zile, Uh, colega de, de baricade a lui Alexei Navalny. De organizație, la FBK. Da. A ieșit cu un video destul de. nu știu cum să-i spun. Intrigant, da. Cred că acesta este cuvântul cheie. Intrigant, în care noi aflăm că Alexei Navalny, de fapt, ea se numește. Stai, se... Maria Piefchich. Maria Pefcih, exact. Uh, în care aceasta ne spune că ei știu de ce Alexei Navalny a fost ucis. Și ne dă o istorie neverosimilă despre un oarecare schimb uh, pe care echipa lui Navalny, la care lucra de aproape 2 ani, un schimb de... Uh, Deținuți, în care era implicată și Uniunea Europeană, și Abramovici, și o sumedine de oameni de afacere, a căror nume ea nu putea să le facă publice. Ea, Maria Pevci spunea așa, în seara de 15 februarie, noi știam că Alexei va fi eliberat. 15 februarie. Schimbul trebuia să fie făcut cu uh, Vadim Krasikov, un agent FSB, care a fost condamnat pe viață de autoritățile din Germania pentru uciderea lui Zelimhan Hangoșvili. Este vorba despre un militar cecen care se afla la Berlin și care se pare că era dorit să fie mai mult mort decât viu de către autoritățile din Rusia. Acel Krasikov a fost arestat, condamnat pe viață și se pare că, din povestirea, Мария Певчих был человеком, которому Путин очень сильно желал свободы. Ха, немного о этом в видео. Алексей Навальный мог бы сейчас, прямо сегодня, сидеть на этом месте. Это не фигура речи. Это могло и должно было произойти. Навальный в ближайшие дни должен был оказаться на свободе, потому что мы добились решения о его обмене. В начале февраля Путину предложили обменять киллера, офицера ФСБ Вадима Красикова, который отбывает срок за убийство в Берлине, на двух американских граждан и Алексея Навального. Я получила подтверждение о том, что переговоры ведутся и находятся на финальной стадии вечером 15 февраля. 16 февраля Алексей был убит. Но давайте по порядку. После начала войны стало очевидно, что Навального надо вытаскивать из тюрьмы любой ценой. Срочно. Mâi, și mai departe, colegul Navalny povestește despre o întreagă istorie, uh, din momentul în care Alexei Navalny a fost arestat, după care mutat într-o închisoare la capătul pământului în Rusia, și când ei au înțeles că acesta trebuie urgent, urgent uh, găsite metode pentru ca să fie eliberat. Senzația că acest video a apărut de drept răspuns la o multitudine de opinii care, sau multitudine de oameni care se regăseau în opinia, dar, Putinul băla n-am, deși el a musa-l omoare. Mm -hmm. Și cumva am încercat să baize asta într-un frame de timp. Totodată, eu că... m-am uitat la mai multe interviuri și uh, alte voci spun că este greu de crezut această istorie a Mariei Pevceh, pentru că această istorie, de fapt, vine să confirme când Putin a mai rămas om. Precum că iată, 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 el trebuia să fie schimbat, să fie, aibă loc schimbul, asta înseamnă că Putin ar fi renunțat la ura lui pentru Navalny. Și lumea din anturajul Navalnei spune că asta este absolut imposibil și că această istorie poate fi crezută doar pe jumătate. Probabil că se duceau niște negocieri, probabil că Abramovici, care este un fel de împăciuitor <laughs> între regimul mafiot din Rusia și restul lumii, a fost implicat în toată istoria asta, dar să admitem că Putin a acceptat să-l schimbe pe Navalnii pe omul său din închisoarea din Germania este a, o, o, o pistă greșită. Dar și mai este un lucru e greu de acceptat că Navalny. Ar fi vrut asta. După și Navalny, foarte deschis, o plecată înapoi în Rusia. Că Eu cred că, că el, nu el poate ar fi de departe... acceptat, pentru că în afara închisorii el cu siguranță era să fie mai eficient decât în interior. Și mai este un detaliu interesant. Put și Putin n-ar fi acceptat că el avea să fie mai eficient în afara închisorii? Despre asta e vorba. De asemenea, un alt detaliu curios pe care îl mai menționează vocele din anturajul Navalny este faptul că, de fapt, faptul că, de fapt, scuzați, că în această istorie, Putin a testat posibilitatea de a-și recupera totul și angajatul. Adică el a văzut că sunt oameni pentru care autoritățile din Germania ar fi gata să negocieze, pentru că Putin mai are oameni în închisoare. Acolo este Vladimir Karamurza, acolo este Iașin, acolo sunt o sumedenie de oameni foarte important și valoroși și periculoși pentru Putin. Și atunci Putin, dacă a avansat în aceste negocieri, să admitem, se zice că el, de fapt, a testat ipoteza sau posibilitatea ca să înceapă din nou negocierile, amenințând că dacă nu îl dau pe Krasikov, următorul va fi, de exemplu, Vladimir Karamurza. Pe data de 28 februarie, acum câteva zile, Iulia Navalnea a avut un discurs în Parlamentul European. Un discurs bun, cu anumite carențe în limba engleză, care evident că afectau puterea discursului, dar au fost câteva lucruri care eu le consider cruciale sau importante deosebit de importante în acest discurs. Uh, hai să ne amintim de ele în cazul în care nu ați văzut. Uh, you are not dealing with a politician, but with a bloody monster. Putin is the leader of an organized criminal gang. Putin is the leader of. Uh, sorry. <laughs> Thank you And it's, it's good to repeat it again Putin is the leader of organised criminal gang. This includes This includes poisoners and assassins, but they are just puppets. The most important thing is the people close to Putin, his friends, associates, and keepers of mafia money. You and all of us must fight the criminal gang. And the political innovation here is to apply the methods of fighting organized crime, not political competition. Not diplomatic notes, but investigations into the financial. Machinations, not statements of concern, but a source of mafia associates in your countries for discreet lawyers and financiers who are helping Putin and his friends to hide money. In this fight, you have reliable allies. There are tens of millions of Russians who are against war, against Putin, against the evil he brings. Pentru cei care poate n-au apucat să înțeleagă sau să vadă de întregul mesaj, uh, Iulia Navalne a reiterat ceea ce discutam noi și săptămâna trecută. Noi, în zadar, de fiecare dată vorbim doar despre președintele Rusiei. Noi trebuie să vorbim despre toată banda, toți cei care îl scot pe acest domn în domn, pe acest monstru în etate, îl scot în față și îl lasă să primească toate Bilele negre de la karma lui, de la toți cei care îl dar, de fapt, toți cei care conduc cu Rusia sunt în spate și numele lor pe locuri răsar, pe locuri sunt cunoscute. Iar Iulia Navalny a apelat la autoritățile din Uniunea Europeană, cerându-le să investigheze, să susțină investigațiile care i-ar demasca, depista pe acei juriști specialiști în finanțe care ajută această bandă de teroriști să-și ascundă banii prin Europa, prin întreaga lume. De asemenea, Navalny a apelat la autoritățile europene, cerând să nu mai opereze cu rezoluții și sancțiuni pentru că ele nu funcționează, dar să fie originali, să fie inventivi, pentru că ei sunt boring, a spus Iulia Navalny. Și asta a fost practic cu aplauze întâmpinat. Vă S imaginați așa ceva? Sugestia e foarte bună. Vezi că tu ai relații diplomatice cu Federația Rusă. Și atunci tu iei în serios un proces democratic care se cheamă alegeri în Federația Rusă. Și-l numești Putin președinte ales sau și-a mai fost el. Când de fapt eu zic, băi, nu le trimiteți note diplomatice de vai, ne simțim durere profundă pentru ceea ce faceți dumneavoastră acolo. Dar începeți să investigați. Oamenii din țara voastră care au legătură, alimentează, susțin sau stau la uh, sau stau sub aripa regimului de la Kremlin. Și noi în Republica Moldova nu știu dacă dușem lipsă de asemenea oameni și personaje. Ca societate civilă, ca oameni în comentarii, ne putem, ne putem plânge pe asta. Deocamdată la capitolul cod penal, procurori și judecători, nu avem sentințe de greitoare că zicem, băi, e, e regulă Moldova. Trădarea de țară se pedepsește. Bă, dacă primești bani din Bahamas și ți finanțezi partidul politic, stai la închisoare pentru asta. Deocamdată, dat în ultimii 2-3 ani, încă nu vedem o confirmare cu sentință de judecată. Dar poate ne erau oamenii îmbrăcați în negru, judecători, mă refer. Și să fac asta. <laughs> Transmiteți-l, vă rog, frumos. Mai, mai puțin boring să fie, da. Uh, și așa cum Iulia Navalna le-a cerut uh, autorităților din Uniunea Europeană să nu mai emite rezoluții și să nu mai vină cu sancțiuni care nu funcționează, ci să fie mai inventiv, mai inovatori, exact în acea zi, Parlamentul European scoate o rezoluție. Și noi vă propunem să vedeți ce au pus ei la îndoială. La îndoială? Da. Кроме того, евродепутаты считают необходимым поднять вопрос о легитимности Путина. Однако пока не решили, каким образом. И так уже Путин достаточно изолирован. Хотя бы в, скажем, в слоях европейской и демократических политиков он изолирован. И так что что-то такое радикально добавочное, ну как бы я даже не знаю предсказать, что дальше. Ну, наверняка вопрос станет с дипломатами европейскими, особенно с новыми, так как и у Лукашенко. При этом евродепутаты считают, что народ России нельзя путать с кремлевским режимом и призывают поддерживать оппозицию и активистов в эмиграции. Ну, конечно, здесь нужна ясная политическая помощь. Э и понимание об ситуации, конечно, но и финансовая помощь. И, конечно, для тех активистов России, которые сейчас в эмиграции в западных странах, чтобы у них тоже были адекватные и нормальные возможности продолжать свою работу за рубежом как они сейчас не могут вернуться в Россию. Про Бабилк Швеевец, это сентимент, где бла-бла-бла-бла, наверное, надо, но как они уже под санкциями? Да, те у это аста есть реакция парламентарий лор европейн, ла дискурсу Юлии Навальны, инкаря часто ли через нумай феша де боринг, ши софия инвентив. Дар, пунеря ландоялы а легитимитет, Легитимитети. Легитимитети. Луи Пушкин, Pușchin. Stai uleac, stai o lasă-l pe Pușchin în pași. Legi... Puh, legitimității lui Putin. Și noi încă n-am început rubrica încheiat în misiune, da. da. E, un, e un e o pornire bună pentru că a pune la îndoială legitimitatea președintelui Rusiei asta înseamnă de fapt să începi să sabotezi tot ce înseamnă prezența lui politică, participarea lui la evenimente politice. Deci omul ăsta pur și simplu deturnează toate alegerile și el nu poate fi considerat un președinte legitim. Dacă el nu este un președinte legitim, înseamnă că noi nu îl considerăm. Asta e aceeași situație ca și cu stânga nistrului. Atâta timp cât lumea nu îi recunoaște ca un stat legitim, ei se zbat săracii Cam muștele între două, între două hotare. Nu, și... no, da, asta e mai complicat și ești să și, și, -și acum. Noi probabil avem colegi vlogger în Eritrea, uh -huh. care la fel încă fiecare vineri seara fac Eritrea grăiește, uh -huh. da? Și acolo eu cred că ei tare puțin îl pun la îndoială de Putin. Da, dar ei nu sunt așa de populare. Un ca noi. consens mondial vrei apropo de faptul că, băi, dictatură în Rusia, noi tot să știm, trebuie uh -huh. cumva de pus capăt la asta? Uh -huh. Doar că eu nu-mi dau seama cum democratic poți să acționeze asupra unui uh, om care nelegitim ocupă postul de președinte al unei țări. În orice caz, cam... La asta s-a ajuns până azi, vineri 1 martie, ziua în care Alexei Navalny și-a găsit liniștea și a fost înmormântat. Ceremonia funembră a avut loc la Moscova. Ne să o serie de da, imagine, da, noi de vrem nu. să mulțumim cu ocazia asta colegii noastre, Catea Dmitriev, care ne ajută foarte mult în pregătirea materialelor și adunarea imaginilor video de pe canale de Telegram, de pe tot felul de site-uri. Voi personal, cum credeți? O să vină multă lume sau totuși mai puțină? Cum credeți? Se vor teme su suporterii lui Navalny să stea, uite, așa, într-o mulțime și vădit să arate poziția lor civică față de tot ce se întâmplă în Rusia. Oamenii au fost, oamenii au fost destul de mulți, oamenii au fost pașnici, uh, n-am văzut scene cu momente în care am vedea că sunt provocați sau că ei provoacă. Uh, au fost în jur de 60 de oameni. Vreau să ascultăm această mamă. Mi se pare foarte important ce aici spune ea. Campanii... Da, un pic mai înapoi. дочку. Она пятилетняя раздавала листовки. <свес> На кубах волонтерили. Поэтому нельзя не прийти, Пусть видят, что многие помнят, многие знают. Deci e vorba de mama care a venit împreună cu fica sa, care a făcut voluntariat de la vârsta de 5 ani pentru încă alegerile locale din orașul Moscova, în care Alexei Navalny candidat pentru funcția de primar al orașului Moscova. Oamenii pur și simplu pașnic au stat într-o coadă cu flori și au așteptat să și-a rămas bun de la omul pe care l-au admirat. Hai să ascultăm și această doamnă. Я не вижу какого-то Вот теперь, хотя я понимаю, что вот Алексей нам сказал не сдаваться, значит мы должны все-таки не сдаваться. Я вот пришла свечи принесла и раздаю их вот, для того, чтобы что -то понимать, что свеча это от слова свет. Вот Алексей у нас был светом, Светлый. просто светом, понимаете? И соответственно свеча она Символизирует всего лишь переход из одного то есть, состояния, то есть переход от нашей земной жизни к жизни небесной. Ничего в жизни не заканчивается. Соответственно, мне не хочется, чтобы с Алексеем все погасло. Мне очень хочется, чтобы вот мы все дальше несли эту свечу, каждый из нас, вот этот свет. urmă, imaginile pe care le vedeți acum fac parte dintr-un... Dintr, dintr o colecție de multe, multe imagini care au fost astăzi postate pe diferite surse de Telegram și site-uri de știri. La ceremonie a absentat atât Iulia Navalne, cât și copiii acestora din motive evidente. Chiar și acum, hai să dăm și aici un piculeț de imagini și, și sunet. Люди сегодня скандал «Навальный! Нет войны! Путин убийца! Любовь сильнее страха! Мир Украине! Свободу России! Вернуть солдат домой! Украинцы хорошие люди!» Я считаю, что эти мессенджеры по поводу состояния работы в России звучат как убийство для этих людей, но все равно они боялись и кричали. Un moment curios este că de când Iulia ne a declarat că ea va continua misiunea soțului său, un efort concertat de posteri, deepfake-uri înregistrări audio au început să apară peste tot încercând să o defaimeze să o discrediteze ba într-o într poză arătând-o cum se cuprinde cu Cici Varkin și insinuând că Iulia Navalne avea o relație amoroasă, ba în altă postare că și-ar fi făcut un avort ba că avea o relație amoroasă secretă cu uh, Bulgarul, cum îi spune Andrei? La... cu care Navalny a făcut investigația no, da. de... Grozdev, mă atind că așa se numește mai pe scurt, un efort foarte bine organizat de a o compromite pe Iulia și mai ales a arăta că dar de ce ea nu este la mormântare doar nu există niciun fel de dosar penal pe ea, nu există niciun motiv ca ea să lipsească de la mormântarea soțului sau înseamnă că ea aștepta ca el să moară, ca să se facă ea politiciană, cam asta este retorica Iulia Valne, da, a lipsit de la mormântarea soțului său. Pot doar să-mi imaginez cum e asta să nu poți fi alături de omul tău, drag, și tata copiilor tăi în ultimul drum de copii, nici nu mai zic. Dar a reușit astăzi să facă o postare cu un mesaj foarte frumos și emoționant, pe care, din păcate, muzical nu vi-l putem transmite pentru că. Acest mesaj are coloana sonora Zenfiry, care din cauza căreia o să ne blocheze YouTube-ul dacă o vom difuza. O stai, că se deschide în, doar o clipă. Da. Dar ca imagine credem că e ceva foarte, foarte frumos și emoționant. Un video prin care Iulia Navalne și ea a rămas bun de la soțul său, spunându-i că nu știe cum va trăi de aici încolo fără el, nu și imaginează cum dar știe sigur că va face tot posibilul ca acolo unde el a ajuns să se bucure și să se mândrească pentru ea. Nu știu, probabil că acest cuplu niciodată nu ne-a tras atenția anume ca și cuplu, atâta timp cât nu se întâmplase această dramă. Da, jumătatea politicianului, mereu alături de el, susținere. E îmbucurător când tu înțelegi că acest om risca nu doar viața lui, el risca viața întregii familii. Și cu toate acestea, ea i-a fost mereu alături. Chiar și în momentele în care ar fi putut să spună mai dar cum rămâne cu copiii noștri, cum rămâne cu familia noastră, tu înțelegi că tu pui la bătaie absolut toată viața noastră. Nu, ea a fost la fel de neîndrăjit alături cum era și el neîndrăjit, ceea ce este impresionant. Voi ce părere aveți? Cei de la Kremlin au declarat că purtătorul de cuvânt al lui Putin, Pescov, a declarat că ei nu au niciun mesaj pentru familia lui Alexei Navalny. N-am nici să scăzate rădnim Navalnyva în ziua paharon. Atât. Și doar au amintit tuturor cetățenilor că mitingurile neautorizate sunt pedepsite în Rusia și că oamenii să aibă grijă să nu încalce legea. Iată, așa s-a încheiat această zi de 1 martie pentru familia lui Alexei Navalny, pentru părinți, pentru copii, pentru Iulia, o zi în care uh, noi am vrut să menționăm toate aceste momente pentru că ni se pare important ca odată cu încheierea acestei istorii dramatice unele lucruri să nu se uite niciodată, nici de noi, nici de voi. Și mai ales atunci când ni se întâmplă să auzim în preajma noastră oameni care... Să ne spun că nu fi dacă nas, că ani pierwacile, na că dezanificați. Să ne amintim ce monstruozitate este acum în fruntea Rusiei și că noi nu putem vorbi despre valori umane sau despre dreptate sau despre a apăra pe unii sau pe alții, e vorba strict de interese, meschine de a păstra puterea cu orice preț.